Capitolul 21. Intrarea lui Isus în Ierusalim. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfagie, înspre muntele măslinilor, Isus a trimis doi ucenici și le-a zis: Duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, Spuneți fiicei Sionului, Iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau. Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Gonirea vânzătorilor din templu Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, Cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: Este scris: Casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând, O sana, fiul lui David, s-au umplut de mânie și au zis, Auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Isus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Și, lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Blestemarea smochinului. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el. Dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: De acum încolo, în viac, să nu mai dea rod din tine! Și, pe dată, smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: Cum de s-a uscat smochinul acesta, într-o clipă? Drept răspuns, Isus le-a zis: Adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Puterea lui Isus, pilda celor doi fii. Isus s-a dus în templu și, pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis, Cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta?" Drept răspuns, Isus le-a zis, Vă voi pune și eu o întrebare și, dacă mi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri." Botezul lui Ioan, de unde venea? din cer sau de la oameni dar ei vorbeau între ei și ziceau dacă vom răspunde din cer ne va spune atunci de ce nu l-ați crezut și dacă vom răspunde de la oameni ne temem de norod pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc atunci au răspuns lui Isus nu știm și el la rândul lui le-a zis nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și a zis, Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, Mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Isus le-a zis: Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Pilda vierilor. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, Iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei i-au răspuns, pe ticăloșii aceia ticălos îi va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da rodurile la vremea lor. Isus le-a zis, N-ați citit niciodată în scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Isus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept proroc.